discursuri tipice, analize literare sau stilistice, pentru simplu fapt că suntem astăzi împreună la o întâlnire între prieteni. Motivul întâlnirii ne este prilejuit de cel care a fost regretatul Constantin Mircea Buiciu. Cu emoție și tristețe, doamna Ivon Buiciu, Otilia Pica și familia au făcut posibil ca ultimele note însemnări de călătorie din calculatorul și caietele în care Mircea nota cu pasiune și conștiinciozitate, gânduri, impresii, să apară astăzi într-o formă plăcută a unei mini-cărți pe care doamna Buiciu, Pica Otilia, doresc să o ofere astăzi celor prezenți aici, atât la portul cât și la figurat. Spunem că suntem la o întâlnire între prieteni și cred că este poate nefirească această așezare academică a noastră astăzi aici la masă și a noastră la aceste scaune. Pentru că am convingerea că atât distinșii noștri prieteni colaboratori, cât și dumneavoastră, veți rosti sau ați putea rosti o frază, două sau mai multe despre cel care a fost Constantin Buiciu. Totuși ne bucură că suntem astăzi aici, la o întâlnire amicală, plăcută, între prieteni. Mircea Buiciuc, de undeva de acolo, de sus, ne privește și am convingerea că văd undeva în capătul mesei. Dorin Muraru, domnul profesor Viorel Marineasa, Simeon Dămină, Remus Valeriu Georgion, Simona Abraham, dumneavoastră. Salutăm și ne bucură prezența doamnei Dana Paul Giovanninetti, a fiicei Otilia, a doamnei Ariadna Paul, a soției Ivon, care sunt astăzi alături de noi. Dorin Muraru, te rog. După cum vedeți, scaunul de lângă mine este liber. De obicei, aici stătea Mircea. Stăteam împreună fiindcă totdeauna ne simțeam legați prin idei literare, prin gânduri comune, prin aspirații. Era o prezență confortabilă, mă simțeam foarte bine cu el în preajmă. Era suficient să schimbăm două, trei priviri și ne înțelegeam asupra unei chestiuni, să zicem, de estetică. Acest scaun, sigur, mă dă oarecare fior, dar privirea aceasta a lui Mircea mă încurajează și cred că și pe colegii mei să spunem câteva lucruri despre el. Am avut privilegiul de a fi prieteni și acest lucru m-a onorat extrem de mult. A fost omul poate cel mai serios pe care l-am cunoscut vreodată. Omul care într-o lume aproape nebună știa să fie punctual. Era omul care atunci când îl rugam să vină cu un articol la o anumită oră sau într-o anumită zi, era prezent exact atunci când hotăram acel lucru. Puțin mai suntem capabili astăzi să fim atât de punctuali cu ideile, cu noi înșine, cu lumea. Și Mircea era un astfel de reper pe care astăzi nu-l avem și pe care trebuie să-l prețuim tot mai mult. L-am cunoscut pe Mircea în diverse ipostase. Cea de poet, cea de prozator, de critic literar, de gazetar. Sigur că m-a impresionat, în primul rând, extraordinara lui tenacitate de a îmblânzi poezia. Îl cunoșteam de pe când era tânăr și ferice și muza era activă. Credeam amândoi, atunci când ne întâlneam, despre drumurile pe care poezia lui și gândurile mele despre poezie le-ar putea lua la un moment dat. I-am reproșat întotdeauna, după 90, că pasiunea sa pentru gazetărie a alungat muza și poezia. I-a spus că în curând va veni pensia și atunci lucrurile se vor liniști. Din păcate, nu a fost chiar așa. Deși din când în când muza îl mai frecventa, întâlnirea cu poezia era, sau întâlnirile cu poezia erau tot mai rare. Dar la
lansările de carte îmi spunea cu bucurie, a mai scris una. Înțelegeam că mai era câte o poezie scrisă și se întâmpla uneori să o și citesc. Prozatorul Mircea Buiciuc este și el un om important. Cărțile lui depun mărturie despre un anumit timp, despre anumite drumuri pe care un om le-a făcut prin cultură și prin Europa. Voi spune câteva cuvinte despre criticul Mircea Buiciuc. La toate întâlnirile la care luam parte, ținea să subliniez, să-mi spună un lucru. Ceea ce scrie el este recenzie. Era un soi de scuză, mă rog, un joc al nostru, iar eu îi spuneam că face un lucru extrem de important și așa este. Recenzia, chiar dacă are dimensiuni reduse, este o specie extrem de dificilă, pe care nu oricine o poate practica, dintr-un motiv foarte simplu. Nu oricine are concizia ideilor și strălucirea lor. Nu oricine poate să prindă în câteva rânduri structura complexă a unei cărți. Nu oricine poate să dea chip în cuvinte unor gânduri transpuse pe hârtie. Iar Mircea avea această capacitate și de multe ori discutam în contradictoriu pe această temă, ceea ce este evident firesc. Îi reproșam faptul că are o listă făcută de lecturi, o listă de lecturi făcută de alții. Îmi spunea, va veni pensia și atunci îmi fac propria mea listă. L-am întrebat, după 1 septembrie, cum stă cu noua lui listă de lecturi. Mi-a zis că speră ca după 2 ani de pensie să aibă propria listă de lecturi. Zâmbeam amândoi. Cam amar, dar acest zâmbet îi era caracteristic după aceste întâlniri. Un critic extrem de serios a scris un astfel de gen, o astfel de specie care a încercat cumva să pună lucrurile la punct într-o lume literară care este precum un vulcan. E foarte ușor să declanșezi ego-urile autorilor, mereu hiperbolizați, ca să apară niște explozii. Iar Mircea se ferea de așa ceva și atunci aplica o grilă foarte bună oricărui text. Citea textul cu mare atenție, în întregime, își sublinia toate lucrurile care îl interesau, toate lucrurile importante, revenea asupra textului și apoi punea verdictul. Uneori, verdictul era doar oral. Nu toate recenziile sale pun verdictul care ar fi trebuit să fie pus. Dar acel verdict îmi era comunicat atunci când ne întâlneam. Verdictul se putea citi printre rânduri pentru cei care aveau răbdare. Iar acest canon de lectură al lui Mircea a fost una dintre probele cele mai dure pe care cred că a trebuit să le treacă. Și cu toții l-am supus la această suferință. L-am și întrebat de multe ori dacă nu ar vrea să ia o pauză. Și se uita puțin mai încruntat decât în fotografia aceasta. Poate puțin nostalgic. Poate cumva încurcat de această ipostază. Și spunea că niciodată, sau mă rog, în anii următori, ipostaza de critic va rămâne în continuare puternică. Criticul Mircea Buiciuc a fost cel care a susținut mișcarea literară din Banat în mod direct, puternic și necondiționat. A fost omul care a reușit să facă din critica literară acestei zone un reper. Cine va dori peste ani, dacă va fi cineva doritor de așa ceva, să își facă o părere despre literatura Banatului și, în general, despre literatura ultimelor două decenii, nu poate să ignore cărțile pe care Mircea le-a scris.
Iar aceste cărți vor dovedi în ce măsură oamenii din această parte de țară au valoare sau au valoare a dat aripi și în mică măsură a încercat să taie aripile. A fost cel care a încurajat și a luat asupra lui anumite verdicte și a propus mai departe drumuri pe care scriitorii să le urmeze. A fost un om, poate unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut. Un om care poate îl idealizăm acum, dar să știți că eu așa l-am perceput, ca pe unul dintre oamenii cei mai buni, care niciodată nu mi-a dat senzația că vrea să facă rău cuiva. Și de aceea acest scaun liber de lângă mine mă pune în dificultate acum și rog pe ceilalți colegi ai mei să continue. Mulțumesc! Îl evocam pe Mircea Vulciu, că îi simțim lipsa, dar totuși nu întâmplător, cred că îl regăsim. Acel scaun neocupat în această fotografie, surprinsă de Adriana Valmar cu pasiune și conștiinciozitate, cum face și astăzi, Mircea Vulciu, chiar pe acel scaun este. Deci este alături de noi, atât aproape cât și la pire. Vă ascultăm, domnul profesor Simeon Demirel. Mă ridic în picioare, fiindcă rare ori am ocazia să vă privesc de sus. Dragi resurse umane, permiteți-mi să folosesc această expresie din noul limbaj de lemn al politicienilor noștri. Dar cu gând la Mircea, dacă era acolo, ar fi zâmbit ascultând. În cărțile lui nu se găsește limba de lemn. Imposibil să găsim undeva acest limbaj. Limbajul artistic este dominant. Cartea aceasta, care este un pretext să discutăm despre Mircea, ar fi putut să fie o discuție despre memorialul de călătorie. În ce măsură mai este viabil, pe cine mai interesează, ce viitor are. Dar cred că ar fi fost atât de fastidioasă această discuție, încât nimeni nu ar mai fi ascultat nimic. E aici un pasaj în care Mircea vorbește despre Jules Verne. El a vizitat casa memorială Jules Verne și relatează ce a văzut acolo și special mă interesează biroul în care a creat scriitor. Un birou, o masă de scris modestă, dar cu cărți, multe enciclopedii puse pe jos împrejurul biroului, cu o hartă a lumii și cu globul pământesc. Și comentează Mircea călătoriile lui Jules Verne erau inspirate de aceste trei surse. El călătorea pe glob, pe hartă și se căuta explicații în enciclopedie. Practic, toate cărțile lui sunt imaginare. Imaginarea poate să fie și o călătorie. Adevărata călătorie a lui Mircea a fost cea în sinele său. Și când trecea pe stradă, era în mulțime. Nu se simțea că el e în mulțime. El tot singur era în sinele său. Lucrul acesta se vede și din cartea asta, și din celelalte, din toate cărțile. El parcă mergea așa cu
pași de pusle, nu voia să deranjeze pe mine. Nu voia să aibă altercații cu mine. Se jena să-mi spună mie pe nume, deși l-am urat. Spune Sim. Nu-mi refuza acest dar. N-a putut să-mi spună. Eu sunt 8-9 ani în aceste perioade, ca să-mi spune Reger. L-am înțeles perfect, fiindcă nici eu, la propunerea unor profesori de-ai mei, eu nu am fost profesor nici, dar un profesor al mei mi-a spus la un moment dat să le spun pe mine. N-am, domn profesor, iertați-mă, nu pot. M-am respectat atât de mult, încât ar însemna să stric toate relațiile, imaginea relațiilor care au fost între noi. Și l-am înțeles pe Tema și pe Mircea. Acum, memorialul acesta de călătorie, cum am spus, aduce cumva elogiul cărții imaginare și ne aduce aminte de o călătorie a lui Xavier Mestru. Călătorie în jurul Camerei Mestru, fratele lui Joseph Mestru, filozofului, care fusese condamnat la 6 săptămâni de temniță din cauza unui duel. Și realmente el a călătorit atunci. Și a scris o carte. Deci se poate să se scrie și o carte fără să călătorești. Mircea n-a încercat totuși asemenea cărți. El este un observator fidel a tot ce este în jurul său și de la bun început mi-am spus, citesc cartea asta și vreau să văd care sunt imaginile artistice dominante? Cele vizuale, cele auditive sau cele olfactive? Am constatat că Mircea nu avea urechi pentru natură, nici nas pentru parfum, deși un volum de versuri face aluzie la sinestezia aceasta a parfumurilor, a culorilor și a sonurilor, a sunetelor, care își răspund. Este un vers simbolist, avem un poet simbolist francez, care apare pe titlul Lumii de Poliție sau de Cinție. În ciuda acestui lucru, el spune, nu auzea natura. Doar patru imagini redau și celălalt zgomot din natură. Un sat din Franța, un sat medieval, cum sunt cam toate, bine conservat, unde niște tineri americani cu o limuzină alături, pe o terasă, râdeau, făceau zgomot acolo. Asta e prima imagine care așa. A doua imagine este a pescărușului. Într-adevăr, este imposibil să n-auzi strigătul, țipătul pescărușului. Înseamnă că ai călătorit degeaba pe falezele franceze și pe alte faleze și dacă n-ai auzit țipătul pescărușului. Deci, ăsta este prezent. Mai are una când aude motorul șalupelor, ăsta îl aude și mai una, nu-mi amintesc acum exact care este, dar cam atât. Pe el, ceea ce îl impresionează, sunt culorile. Culorile, de câte ori are ocazia, parcă le caută în adins peisajele cu policrome,
și vorbește cu mare plăcere și nu mai vorbesc în principiul, nu mai vorbesc despre Clormone, are evocarea lui Clormone, aici, pe ce a vizitat un muzeu în Franța. Clormone, peisagist, nu despre care se spune că a pictat 3.000 de tablouri, dintre care numai în Statele Unite se află 5.000. Deci, așa de bun a fost că a fost falsificat tot. Asta este. Autora patru cărți de călătorie, scoase cu toate de la editura Marineasa, Mircea Constantin Mânciuc a fost un călător pasionat. Celelalte sunt Un strigăt cu jurnele fel, în 1999, Fântâni și flori, 2006, și Portați aici români, 2010. Prima cuprinde un itinerar danez, unul parizian, Paris Mon Amour, și unul german. Cea de-a doua, Însemnări de călătorie din Ungaria, Italia și Marea Britanie. Începând cu a treia carte, autorul cultivă alături de memorialul de călătorie și metoda jurnalului de călătorie, un jurnal italian, un francez, un rugător, între aceleași coperți, iar jurnalul francez din cartea pe care o avem acum în față cuprinde 13 zile, din 25 iulie 2011 până în 6 august. Și aș vrea să vă dau un citat de pe prima pagină a cărții, pagina tipărită, pagina 6, care mie mi-a plăcut și cred că vă va plăcea și noastră. O țarcă se plimba țanțul și pe pajiște. O urmăream de sub bolțile de frunze coborâte până aproape de pământ. Dincolo de ele, lumina soarelui inunda pajiștea. Parcă intram într-un tablou impresionist. Și, într-adevăr, la pagina 31 ajunge și la părintele impresionismului, la Claude Monet, care a pictat plajele și falezele de la Fécamp și în comparație, în paralel, cu cele de la Giverny. Nu vreau să mă întind prea mult, deci avea obicei uneori să detalieze conținutul de analizat al unei cărți, până într-acolo încât a